Bună ziua și bine v-am găsit! Suntem în Oltenița, la Biserica Sfântul Nicolae și vă rugăm să ne spuneți ce găsim aici la biserică, că e o biserică foarte interesantă. Vă spunem bun venit în biserica noastră, în parohia noastră. Ne bucurăm și suntem onorați ca să fiți aici, în Oltenița. Ce pot să vă spun? Fiecare loc din lume, în general, orice localitate, iată și din țara noastră, în mod special, își are istoria ei. La fel și Oltenița își are istoria ei, o istorie pe care o putem plasa la aproximativ 6300-6500 de ani în urmă, întrucât aici, în zona Olteniței, foarte aproape de oraș, se află un sit arheologic privitor la civilizația gumeni. Ceea ce nu este lucru puțin și cu care noi, oltenițenii, ne mândrim, ne bucurăm că, iată, ne putem revendica originea în istorie, iată, 6.000 de ani. Aveți și un muzeu? Avem și un muzeu renumit, numai pe plan local sau, eu știu, la nivel național, ci chiar pe plan internațional. Din nefericire, da, deci nefericire, nu a fost foarte bine pus în valoare și mediatizat, dar noi sperăm ca din ce în ce mai mult acest lucru să se întâmple. Acum, revenind puțin mai aproape de zilele noastre, practic, localitatea Oltenița, ca și atestare documentară, avem un document din data de 13 aprilie 1515, din vremea domnitorului, dreptincioșului domnitor și voievod Neagoe Basarab, unde într-un hrisov este pomenit satul Olteniț. Însă istoria efectivă a orașului, ca și urbe în sine, pornește în data de 23 aprilie 1853, sau chiar putem spune chiar din anul 1852, când meseriași și comercianți din satul Oltenița, care se află la intrarea practic în oraș acum, dar era un sat la 3 km de zona în care ne aflăm, au hotărât ca să scape de obligațiile pe care le presupunea societatea încă feudală pe atunci, chiar dacă am avut de-a face cu Revoluția de la 1848, însă totuși relațiile și reglementările feudale medievale încă mai existau, iată, în țara noastră și iată și la nivelul zonei. Și atunci ei hotărăsc să ceară domnitorului de atunci, Alexandru Dimitrie Ghica, cel care avea și proprietăți în această zonă, avea moșii, să le vândă o suprafață de vreo 600 de pogoane, deci vreo 300 de hectare, în care să înființeze un oraș. Lucrurile s-au discutat în august 1852, ca și discuții, și au fost finalizate efectiv prin semnarea documentului de vânzare a celor 600 de pogoane la 23 aprilie 1853, când efectiv vorbim și de înființarea orașului Olteniță. Spune-te asta pentru că avem și dovada acestui fapt. Avem și dovada acestui fapt și o să revenim, da, asupra acestui aspect. Eu vreau totuși să mai zăbăvesc, revenind de la înființarea orașului la construirea frumoasei biserici în care ne aflăm. Așa cum știm din tradiția noastră românească, în centrul fiecărei comunități se afla biserica. Noi așa ne știm din istorie și ne revendicăm, chiar și în vremurile marilor noștri voievozi, chiar și în cele mai vechi timpuri, atunci când, eu știu, datorită unor vitregii ale istoriei, fie nevălirea unor popoare, cum erau turcii, tătarii sau alte popoare, oamenii se retrăgeau în păduri și apoi când reveneau, deși localitățile erau pustiite, reveneau și începeau în primul rând cu reconstruirea bisericii. Sau când înființau o nouă localitate, întâi construiau biserică. Da. Astfel și în cazul Olteniței, spune că lucrul nu s-a făcut la întâmplare, deci înființarea orașului. Un anume Scarlat Popovici, un inginer,
din vremea aceea, hotarnic, a stabilit, să zic așa, modul în care orașul se va construi, se va înființa și cum va via din momentul acel. Și astfel s-a hotărât să se rânduiască loc pentru biserică și iată s-a rânduit acest spațiu în care noi ne aflăm acum și care era destul de generos, dar datorită în timp s-a mai restrâns. S-a rânduit loc pentru construirea 324 de case cu 3 piețe și în felul acesta, iată, având locul pentru biserică, locuitorii și purced la construirea pentru începutul unei biserici de lemn în anul 1853 până în luna noiembrie. Biserica a fost construită, biserica de lemn inițială, pentru că posibilitățile nu permiteau construirea din start a unei biserici de cărămidă. Și cum erau rânduiala atunci, a fost construit și un cimitir, s-a rânduit și un cimitir în jurul bisericii și astfel avem de-a face, după lupta de la Oltenița dintre turci și ruși, în 23 octombrie 1853, iată vreo 860 de militari ruși căzuți în această bătălie, au fost înmormântați undeva în cimitirul localității. Avem și un monument aici, au fost înmormântați aici, acești ostași într-o groapă comună. S-a făcut și o piatră funerară, iar ulterior acest monument a fost refăcut în 1877 și arată precum îl vedem noi astăzi și vom merge să zăbovim și acolo câteva momente. Deci avem de-a face pentru început cu o biserică din lemn, dar nu după mult timp, în 1858 se construiește, așa cum era firesc și cum locuitorii au dorit, o biserică din zid. Astfel că în 1858, în ziua de 21 iulie, domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica, deci care în momentul acesta era caimacam și pregătea alegerile care urmau să aibă loc în 1859, când este ales al domnitorul Alexandru Ioan Cuza și în Țara Românească la 24 ianuarie și devine domnul celor două principate, este invitat și avea să vină aici și să pună piatra de temelie a acestei frumoase biserici. Spune că a fost o zi toridă de iulie, în care locuitorii Olteniței au făcut un cort mare și sub acest cort s-au desfășurat rânduierile pentru punerea pietrei de temelie. Se spune că domnitorul a fost încins cu un șorț de zidarul șef, așa, al bisericii și a pus cărămizi cu mortar în cele patru biserici, la altar, la intrare, în dreapta și în stânga. Și din momentul acela începe construirea bisericii, care se finalizează foarte repede, am putea noi spune, pentru vremea respectivă. În 1861 deja biserica avea să fie sfințită de mitropolitul Nifon al Principatelor Unite la momentul respectiv. Și astfel, din momentul acela, avem de-a face cu frumoasă biserică. De fapt, încă de început se vorbește de catedrală. Noi nu i-am zis catedrală mult timp, dar în ultima vreme am început să o numim așa, având în vedere că încă dintr-un început această biserică a fost gândită și construită și numită catedrală a orașului Olteniță. Bineînțeles că timpul trece, vremurile sunt cum sunt și istoria bisericii este destul de zbuciumată, în sensul că în luna august, când izbucnește primul război mondial în 1916, Turla Mare este lovită, este bombardată de trupele germano-bulgare și este avariată, grav avariată. Ea avea să fie reconstruită abia în 1924, după acest război, războiul cel mare. Și iar o pagină nefastă a istoriei bisericii noastre este că faptul că bulgarii, trecând Dunărea după lupta de la după bătălia de la Turtucaia, ocupă Oltenița și, deși erau ortodoxi, o transformă, deci, biserica în saivan de vite pe care rechiziționau din zonă. Acest lucru s-a întâmplat între decembrie 1916 și martie 1917, când vin germanii, îi dau la o parte și o preiau ei ca și loc pentru satisfacerea nevoilor lor spirituale, reformația, așa cum știm. Și în toată această perioadă, din decembrie 1916 până în decembrie 1918, când
practic trupele germano-bulgare se retrag. Credincioșii ortodoxi din Oltenița aveau să satisfacă nevoile spirituale undeva într-o bisericuță care se află în cimitirul vechi al orașului, cimitirul Reînviere, așa cum se numește, care a fost construită în anii 1863, după unele păreri, sau chiar în 1872. Cert este că în această perioadă de, iată, 3 ani de zile, acolo creștinii ortodoxi își desfășurau activitatea liturgică și s-au satisfăcut nevoile spirituale. Bineînțeles că în jurul acestui proiect sunt oameni care trebuie amintiți, iată, avem aici la intrare, dacă îmi permiteți, portretul votiv al domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, cel care a vândut, practic, nu a donat neapărat cele 600 de pogoane, dar se pare că locul bisericii, într-adevăr, l-ar fi donat. Se spune că ar fi făcut și donații în bani pentru construirea bisericii. Acest lucru nu-l știm din documente, ci sunt doar din aspecte ale, să spun așa, ideilor și ceea ce a rămas din popor. Însă noi, în 2012, când am restaurat întreaga biserică, am considerat de cuviință ca și recunoștință să îi pictăm tabloul votiv. Izvoarele istorice și mențiunile spun că nu a fost pictat, dar noi am încercat totuși să ne aducem omagiul nostru pentru contribuția pe care el a avut-o la construirea bisericii. Și un lucru pe care am omis să este faptul că atunci, la punerea pietrei de temelie, se pare că locuitorii ar fi confecționat domnitorului o mistrie din aur cu care a pus mortarul și cele cărămizile la piatra de temelie pentru a construi bisericii catedrale din Oltenița Sfântul Nicolae. Aici avem din nou o mențiune de făcut. Avem aici în stânga o icoană veche a Sfântului Nicolae și care se pare că este legată totuși de această istorie a orașului și a construirii bisericii noastre. De aceea, primul hram al Bisericii este Sfântul Nicolae. Se pare că este o icoană adusă de la muntele Athos și care un anume negustor, care a locuit pentru început în satul Oltenița și care se numea Oltean Niță, de unde se pare că și îi vine și numele localității Oltenița. Sunt anumite păreri, unele sunt contrazise, dar există chiar în cimitirul din Oltenița, cimitirul vechi, un mormânt în care există această mențiune a acestui băr Oltean Niță și care ar fi adus această icoană de la muntele Athos, care are o vechime, nu putem să știm, dar oricum cel puțin 200 ceva de ani sigur o are și noi, nu întâmplător, am așezat-o aici lângă Sfintele Moaște spre închinarea credincioșilor și de unde se pare că a pornit și hramul principal de Sfântul Nicolae, iar al doilea hram, Sfântul Alexandru, care s-a dat dintr-un început, încă de la construirea bisericii, așa cum probabil că intuiți, se datorează faptului că domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica este printre ctitorii, să zic așa, bisericii noastre. Oricum, construirea bisericii, cheltuielile pentru construirea bisericii, în mare parte au provenit sau de la credincioși. De la credincioșii din Oltenița, din împrejurim, care au dat construirea frumoase biserici. Vorbeam de faptul că în jurul acestui proiect sunt oameni care trebuie amintiți. Iată, l-am amintit pe domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica și avem aici în stânga bisericii și mormântul primului primar al orașului Oltenița și anume, așa era cunoscut în vremea de atunci, ca Tache Magistratul. Numele lui, dacă și o să mergem îndată și la monumentul funerar, este Matache Ioan. Însă, la vremea aceea, titulatura primarului era de magistrat, așa era pomenit. Și chiar bulevardul, care acum se numește Republicii, a purtat o bună vreme numele de strada Matache, de la acest primar. Ce vreau să menționez este faptul că acest om, iată, probabil că nu întâmplător a fost înmormântat în curtea bisericii și iată, îi păstrăm memoria și vedem că, vedeți dumneavoastră,
Singurul loc în care peste timp, din neam în neam, este pomenit cineva sau printre puținele locuri, așa este biserica. Noi avem în cultul nostru creștin ortodox pomenirea în general a ctitorilor, dar avem în centrul liturghiei, la ieșirea cu Sfintele Daruri, cu Cinstitele Daruri, avem pomenirea ctitorilor bisericii. La modul general sau acolo unde se cunosc cu numele, îi pomenim și cu numele. Iată, la marele catedrale, unde vorbim de ctitori voievozi, domnitori, sunt pomeniți și cu numele. E, iată, acest om și-a înveșnicit memoria prin contribuția pe care probabil că a avut-o la momentul construirii bisericii noastre în vremea aceea, deci la mijlocul secolului al XIII-lea. Și lucrul acesta, dacă vreți, este un îndemn și pentru actualii conducători vremelnici, așa, care este bine să-și întoarcă fața și către biserică și aia și să-și înveșnicească într-un fel sau altul numele prin aportul pe care îl pot aduce la construirea, înfrumusețarea sfintelor locașuri. Bineînțeles, sunt multe de spus. Fiecare, așa cum am spus, localitate, fiecare loc își are istoria lui și v-aș invita, dacă binevoiți, să mergem și aici, în Pridvor. Iată, am pornit cu altarul, am pornit cu naosul și pronaosul bisericii noastre. Mă rog, așa cum se poate vedea, lezne, forma bisericii, arhitectura bisericii este una, să zic așa, consacrat ortodoxă, în formă de cruce, în formă de treflă, da? Deci știm că avem trei stiluri în care bisericile ortodoxe se construiesc. Este cea mai întâlnită, cea mai desă, este forma de cruce, așa cum are și biserica noastră, este forma de corabie și este forma circulară, mai rar întâlnită, cel puțin în biserica ortodoxă română. Dar de obicei, forma de treflă și de cruce și mai puțin cea de navă, de corabie, o avem. Deci am pornit cu biserica. Este o biserică, așa cum vedeți, frumoasă, generoasă, să zic așa, ca și spațiu, având aproximativ 16 metri la abside și vreo 32 de metri, deci în lungime. Ceea ce vreau să menționez până a ieși în Pridvor este faptul că de-abia în 1924, deci biserica a fost undeva până aici, deci nu avea Pridvorul inițial, și abia în 1924, când este refăcută și turla, așa cum am spus, fiind bombardată, a fost refăcută, a fost adăugat și pridvorul. Fiindcă ne aflăm aici la intrarea în biserică, este de menționat faptul că aici, la intrare, într-un început, când s-a pus temelia bisericii, s-a așezat și un bumb de oțel, un punct trigonometric, așa, care marchează sau care marca pentru începuturi kilometrul zero al orașului. De aici, așa cum avem la București kilometru zero, deci și la în Oltenița există acest kilometru zero, acest bumb s-a pierdut în timp, însă noi în 2012, când am restaurat biserica în profunzime, să zic așa, am așezat granitul, am încercat aici, în dreapta inițială, am vrut să-l așezăm acest, un nou bumb, așa, un nou semn, să zic așa, al kilometrului zero, undeva în mijlocul bisericii, așa mi s-a părut mai potrivit, deși el a fost pus la intrare. Nu s-a putut, tehnic vorbind, mi-au spus meșterii că nu se poate sau nu este tocmai potrivit, și atunci am gândit împreună cu Consiliul Parohial și am hotărât să-l așezăm undeva aici, la baza acestui obelisc. Iată, e un corp de marmură pe care a fost transcris actul de înființare al Olteniței. Deci actul de înființare este... Negocierea s-a purtat și s-a hotărât, așa cum am spus, în 1852, iar în 23 aprilie 1853, practic, se perfectează actele și documentul de jur împrejur este scrisă este copiat, este transcris tot acel document în baza căruia se înființează municipiul Olteniță. Orașul Olteniță, prin început. Deci acolo avem dovada vitregiilor istoriei, mai ales a ultimei perioade a comunismului, în care, iată, acolo ar fi urmat, după anul 1872, ar fi urmat numele maestății sale, regele Carol I al României, sau principelui, pentru că nu vorbim de regat la 1872, ci vorbim de principe în cazul regelui, mai târziu, Carol I. Deci aici avem toată istoria orașului, adică este un punct important, foarte important al orașului, care
îl păstrăm peste timp, l-am îngrijit, să zic așa, și îl păstrăm aici în privorul bisericii și încă o dată spun, acel bump nu este cel inițial, dar pe care l-am luat și care marchează, iată, punctul kilometru zero al municipiului Oltenița. Bineînțeles, noi serbăm ca și zi de înființare a orașului, data de 23 aprilie 1853. Părerile au fost că ar trebui totuși să luăm data de 13 aprilie 1515, când avem prima țară documentară, dar practic înființarea orașului ca oraș este la 23 aprilie 1853. Sunt și alte aspecte care, eu știu, probabil trebuiesc menționate. Părintele Cristian probabil că va continua. Eu știu, vă invit, dacă doriți, să mergem și la monument, la mormântul primarului, primului primar al Olteniței. Da, aici este mormântul a doi preoți slujitori la Sfânta Biserică, dar mormântul primului primar este acesta, așa cum vedeți, se scrie Matache, dar e Matache, practic, așa în transcrierea actuală, Ioan, născut, iată, la 1815 și a decedat la 1866, deci a fost tocmai în perioada aceasta a înființării orașului. Încercăm să-l păstrăm, să-l ocrotim, să-l îngrijim și să îi păstrăm în felul acesta o vie amintire și recunoștință pentru ceea ce la momentul respectiv a făcut pentru înființarea orașului nostru. Bun. Acum suntem cu Părintele Cristian. Ce e de precizat? Da, aș vrea să vă spun faptul că avem o catapeteasmă oarecum diferită sau deosebită de ceea ce vedem de obicei într-o biserică, are această formă diferită și un aspect important este acela că inițial această catapeteasmă a fost pictată potrivit unor surse chiar de Tătărescu sau de ucenicii ai dânsului și dacă ne uităm atent la acea icoană a Sfintei Treimi, putem să descoperim oarecum stilul acestui pictor bisericesc important. Bisericile în general, pentru că nu exista sonorizare la început și e un lucru modern să existe sonorizare în biserică, s-a încercat permanent ca să se pună în evidență muzica și ceea ce se întâmplă în biserică. Astfel încât și cei care au construit-o au pus unde avem acești patru evangheliști, deci iată, în mijlocul bisericii, niște tehnici, niște oale, așa potrivit istoriei, care să aducă un anumit ecou și să ajute ca slujba să fie cât mai auzită de popor. Adică cele de aici? Da, sunt niște găuri, să zic așa, rămase. Au fost astupate ele, dar au rămas oarecum pentru a se vedea ca mărturie cumva acestui aspect. Ok. Avem câteva icoane prețioase, să spunem așa, prin faptul că au fost făcute din argint sau suflate în argint, așa cum este această icoană. Avem reprezentarea oarecum a Sfintei Treimi și a Fecioarei Maria, iar în partea cealaltă avem icoana Sfântului Spiridon. De altfel, un sfânt care este foarte venerat în zona aceasta de sud a României, în Muntenia și în București în mod special. Și aici sunt câteva scene din viața Sfântului Spiridon. Nu putem să nu observăm corul pe care îl aveți și care ne-a întâmpinat cu o voce superbă. Da.
Oltenița a fost, după Revoluție, un centru de atracție pentru tinerii din orașe din zona noastră și încă de atunci s-a coagulat așa un cor care a fost atunci foarte numeros, adică erau foarte mulți copii și tineri, 100 și ceva de membri. Și acest cor a cântat în țară, a cântat în București la anumite festivaluri, concursuri, obținând aprecierea multor experți în muzică și chiar premii importante. De asemenea, din anul 2004 și din anul 2005, când se organizează în orașul nostru două concursuri de muzică, de colinde, de în sfârșit, poezie și scenete, corul, grupul coral al bisericii noastre a participat și a obținut de asemenea premii foarte importante. Avem concursul de Crăciun, Descrieți inima creștine și cel de Paști. Și de asemenea, din 2011 avem tradiția ca în catedrala noastră să existe concert de Crăciun și de Paști la care copiii cântă și la care au cântat și coruri importante, corul protopopiatului Oltenița, Te Deum Laudamus, a fost și odată Madrigalul, Cantus Domini, deci astfel de coruri din București care au oferit un spectacol cultural, spunem noi. Mă numesc Elena Nica și am venit la acest cor acum 6 ani, în 2017. M-a adus o vecină de-a mea, în prezent este în cor, și de atunci mi-a făcut mare plăcere să vin și la slujbe și să stau alături de prietenii mei aici, la biserică. Am venit aici la cor îndrumată de părintele Cristian, am vorbit cu mama și mama ne-a zis, hai să venim la cor pentru că o să ne facă bine, o să ne facem prieteni și o să mergem în tururi. Sunt aici din aproximativ 3 ani. Ok. Și mă simt foarte bine, adică este un colectiv foarte frumos. Mi-am făcut mulți prieteni. De asemenea, avem aici o icoană care a împlinit luna trecută 110 ani. Tot la fel este din argint, avem reprezentarea Sfintei Treimi. De asemenea, cu patronul principal al bisericii noastre, Sfântul Nicolae, iar aici Sfântul Ioan. Iar pe fundal observăm câteva aspecte care definesc zona noastră. Aici pare a fi o luncă, da? Evidențind Argeșul și această întâlnire cu Dunărea. Și acolo vedem și un fel de bisericuță, da? Lângă aici? Sfântul, lângă aici. Sfântul Ioan Botezătorul, care evidențiază această biserică, catedrala noastră. Deci, după cum scrie și aici, în 1913 a fost realizată și a fost oferită bisericii și tot din acea perioadă, de aceea și această cruce, care se pare că a aparținut preotul din acea perioadă, preotul Ioan Ionescu, și pe care a folosit-o în cult, în slujbele bisericii. De asemenea, avem aici o icoană a Sfântului Gheorghe, întrucât Sfântul Gheorghe este ocrotitorul orașului. De aceea există și o biserică dedicată Sfântului Gheorghe, o biserică de lemn. Un alt aspect important sau care ar reprezenta, să spunem, o atracție pentru Oltenița și pentru catedrala noastră, o reprezintă noua raclă pe care am confecționat din argint și care cântărește undeva la 9 kg. Ea a fost realizată prin contribuția oamenilor bisericii în mod special,
și conține maștele mai multor sfinți. Avem, deci este construită din argint în întregime, a fost realizată în atelierele din București, iar aceste emailuri, aceste medalioane care înfățișează pe Sfântul Nicolae aici, pe Sfântul Mina și aici pe Sfântul Ciprian, iar mai jos avem un medalion, un email cu macheta, cu imaginea bisericii, catedralei noastre. Acestea au fost realizate în Rusia, la Moscova, și apoi au fost aplicate pe această raclă. Deci avem așa, moaștele Sfântului Nicolae, care este, așa cum am spus, ocrotitorul bisericii, ale Sfântului Mare Mucenic Mina, ale Sfântului Ciprian, ale Sfântului Mare Mucenic Mercurie, ale Sfântului Fanurie, ale Sfântului Stelian, Teodosie și Sofronie. Noi am avut moaștele mai de mult, adică nu sunt de curând a fost realizată racla, dar am avut sfintele moaște mai de mult primite și ajutorul sfinților nu a întârziat să apară. Avem e cunoscută, să spunem așa, o minune făcută de Sfântul Stelian în urmă cu 3-4 ani. De multe ori la biserica noastră vin oameni care au nevoie de ajutor financiar și atunci ne roagă să anunțăm în biserică și să strângem niște bani pentru a-i ajuta. A fost cazul unui copilaș care avea leucemie și familia ne-a rugat să strângem câțiva bănuți pentru ca operațiunile medicale să poată fi realizate. Am primit o cutie cu detaliile despre acest caz și peste 2 luni familia ne-a rugat să le oferim bănuții strânși, întrucât începeau operațiunile medicale pentru copil. E bine, tot în aceea zi în care au venit, familia a mers și la București cu copilul pentru a face investigații și a doua zi, după ce le-am oferit banii, ne-au sunat că vor să ne vedem din nou. Au venit cu bănuții înapoi și au spus: părinte, nu mai este nevoie, copilul nostru a fost vindecat, miraculos, și s-a întâmplat acest lucru pentru că Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor, i-a ajutat. Atunci când dânșii ne-au cerut ajutorul financiar, noi am îndrumat să ceară și ajutor spiritual. Și am îndemnat să se roage unui sfânt, Sfântului Stelian, care este ocrotitor al copiilor, și să se roage cât mai des, periodic, la această sfântă raclă, la aceste moaștele Sfântului Stelian. Deci, în ziua în care au primit bănuții, au aflat că acest copil a fost vindecat și sigur că familia a pus această vindecare nu pe seama științei medicale, ci pe seama ajutorului divin venit prin Sfântul Stelian. De asemenea, în iarnă, în decembrie, când a fost realizată racla, o doamnă din Călăraș ne-a istorisit cum Sfântul Nicolae i s-a arătat în vis cu 2 zile înainte de sărbătoarea Sfântului Nicolae, deci pe 4 decembrie, și în care i-a spus că o cheamă să vadă noua lui casă. N-a înțeles foarte bine despre ce a fost vorba, dânsa a mers la mai multe biserici în Călăraș, dar chiar în ziua de 6 decembrie a ajuns și în Oltenița la această biserică și a văzut că noua casă a Sfântului Nicolae era de fapt această raclă frumoasă din argint în care Sfântul a fost așezat, sfintele sale moaște au fost așezate și iată cum Sfântul Nicolae a săvârșit această minune, a chemat la această sărbătoare a Sfințirii Raclei sale oameni din această zonă. Sigur că și Sfântul Mina a făcut foarte multe minuni. El este cunoscut ca ajutătorul celor care sunt păgubiți. Mulți dintre cei care trec prin procese sau prin judecări
vin și cer ajutorul Sfântului și chiar a fost un moment în care cineva a avut un eveniment nefericit, i-a fost lovită mașina și neavând cum să descopere, era oarecum nedumerit și întristat. În sfârșit, în cele din urmă, a venit să se roage și Sfântul Lumina, știind că este ajutorul celor păgubiți și nu după mult timp a fost găsită o filmare în care a avut loc accidentul într-o parcare și a fost, iată, făcută dreptate. Sfântul Ciprian este cunoscut ca dezlegător de blesteme, deci cei care sunt încercați de diferite blesteme sau legări, Sfântul îi ajută și trec peste toate aceste încercări. Ultimul detaliu legat de raclă, avem pe lângă această imagine a bisericii noastre, avem câteva imagini zugrăvite în argint cu momente din viața Sfântului Nicolae. Avem aici salvarea celor nedreptățiți, da? Când Sfântul Nicolae intervine și face dreptate. Cunoscuta salvarea marinelor de la Nec, la fel este zugrăvită în această parte. Iar pe partea laterală avem înfățișată mormântarea Sfântului Nicolae, la care au participat preoți ierarhi din vremea aceea, dar și mult popor, pentru că Sfântul a fost foarte iubit. Baldachinul a fost el confecționat în decembrie anul trecut și urmează să fie realizată, să fie definitivată și o icoană care să-i reprezinte pe sfinții, ale căror sfinte moaște se găsesc în această raclă. Într-o icoană sperăm noi foarte frumoasă, care să primească cinstea și venerarea deosebită. Acesta este un loc de rugăciune. Este un loc de rugăciune pentru că se află racla în centru, dar și pentru că avem reprezentată pe Maica Domnului sporitoarea minții. Foarte mulți elevi, studenți care ajung să dea examene, să treacă prin diferite momente importante din viață, cer ajutorul Maicii Domnului și adesea Maica Domnului ajută pentru a le spori mintea și a reuși la examene. De asemenea, Marele Taumaturg, Sfântul Nectarie, care în ultima vreme face foarte multe minuni, și bineînțeles Sfântul Cuvioas Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor, dar care a trăit foarte aproape de zona noastră, aproape de ruse, în Bulgaria, în satul Basarab sau Basarabov. Această icoană a Maicii Domnului este o icoană mai veche decât pare, ea a fost restaurată atunci când a avut loc sfințirea. De ea se leagă o mică istorie a unui pescar, da, un om mai în vârstă care a fost să pescuiască, dar din păcate a căzut în apă și era în pericol de vânec și de moarte. Un nepot al acestui pescar, auzind de acest eveniment, n-a știut cum să se roage decât Maicii Domnului, așa încât rugându-se acest pescar, chiar dacă trecuse printr-o situație grea, a fost salvat, iar familia a hotărât ca să aducă drept mulțumire lui Dumnezeu și Maicii Domnului o icoană a Maicii Domnului drept mulțumire, așa încât de atunci și până astăzi această icoană ne întâmpină la intrarea în biserică și stă mărturie a faptului că Maica Domnului este ajutătoare în foarte multe situații. Tot în pridvor avem și un vas de aghiazmă nou confecționat prin străduința oamenilor bisericii, a domnului Epitrop Jeles Andrei,
și a doamnei Cristina Mareș, care au contribuit în mod semnificativ pentru ca să avem, iată, un vas care să o aibă pe Maica Domnului gravată aici. Pangarul bisericii noastre este unul bogat, avem foarte multe cărți acatiste, dar și cărți de spiritualitate și care să pună mai mulți tineri și oameni pe gânduri. De aceea am adus și câteva cărți care evidențiază efectele negative ale tehnologiei asupra minții copilului sau asupra minții umane în general. Sigur, icoane și obiecte de cult, însă ne-am dorit ca să sporim această lectură duhovnicească în rândul credincioșilor noștri. Și exteriorul bisericii este un spațiu care este bine să fie cât mai frumos, de aceea și noi am amenajat așa puțin această zonă, acest spațiu verde și am făcut o alee aici unde se află o arcadă frumoasă pentru ca cei care au evenimentele frumoase din viață, nuntă, botez, să poată veni și să surprindă un moment frumos aici, în locul unde a fost botezat copilul sau unde s-au cununat tinerii. Iar în partea cealaltă, pe cealaltă alee, urmează să construim o troiță din mozaic care să o reprezinte pe Maica Domnului, acea reprezentare a Maicii Domnului, ocrotitoare a muntelui Athos, spunea părintele, acea icoană a Sfântului Nicolae, care după unele tradiții ar fi adusă din muntele Athos, de aceea și noi vrem să legăm biserica noastră de muntele Athos și printr-o troiță care să o reprezinte pe Maica Domnului, ocrotitoarea muntelui Athos, cu pruncul în brațe. Este în proiect și urmează să fie finalizată. Tot în curtea catedralei avem și un lumânărar care a fost construit cu puțin timp în urmă. Aici vin oamenii și aprind lumânările. Și este pictat pe afară, iată, avem pe Sfinții Petru și Pavel. Iar pe părțile laterale avem pe Sfinții Arhanghel, pe Maica Domnului și, bineînțeles, pe Sfântul Vasile cel Mare și pe Mântuitorul Hristos. Văd că aveți niște vitralii foarte frumoase. Da, într-adevăr, este o realizare din anul 2012. N-am făcut renovarea substanțială a bisericii, că s-a restaurat și pictura. Și atunci am hotărât să înlocuim. Aici era o ușă din metal, așa mai mult pentru siguranță, dar am gândit că la biserică trebuie să avem și siguranță, dar și eleganță. Și atunci am comandat la un atelier din Moldova, din Iași, Mozaic Art, aceste vitrale frumoase, împreună și cu aceste vitrale frumoase, împreună și cu mozaicul de afară, pe care îl avem și pe clopoiință și pe frontonul. Din exterior, dinspre stradă, avem Sfântul Nicolae și la interior acoperământul Maicii Domnului. Am considerat că așa este frumos și plăcut, ca oamenii când intră către Sfânta Biserică să treacă și spre, pe sub binecuvântarea Sfântului Nicolae, hramul principal al bisericii noastre, și bineînțeles pe sub icoana Maicii Domnului. Iar pe frontonul bisericii avem pictați tot în mozaic de Murano, mozaic venețian, icoana celor trei sfinți ocrotitori ai bisericii noastre. Am vrut să vă spun că pe lângă cele două hramuri inițiale, Sfântul Nicolae și Sfântul Alexandru, în anul 2013, prin Hrisov Episcopal, s-a acordat un al treilea hram, și anume hramul așa Sfântul Ierarh Antim Ivirean, care, așa cum bine știm, este întemeietor de limbă românească. Așa, știți că se și vorbește că cei doi mari români au fost
Antimi Vireanu și Carol I. Bine, amândoi erau străini de neamul nostru, dar s-au integrat atât de bine și au făcut atât de mult, unul pentru spiritualitatea și limba românească, în speță Sfântul Ierarh Antimi Vireanu, și celălalt, de punct de vedere politic, pentru dezvoltarea și crearea României moderne, regele Carol I. Deci avem cei trei sfinți, deci sfântul, în centru este Sfântul Ierarh Nicolae, mergem să le vedem, da, și Sfântul Ierarh Antimi Vireanu și Sfântul Alexandru. Ce vreau să vă spun înainte să ieșim, apropo de Sfântul Ierarh Antimi Vireanu, de unde avem și acest al treilea hram, noi avem o istorie a locului, și anume undeva în zonă, la vreo 20 ceva de kilometri de Oltenița, se află localitatea numită Odaia Vlădichi, unde avem și un sit arheologic interesant acolo, deci este localitatea Sultana, aparține de comuna Mănăstirea. Și se pare că acolo, în vremurile vechi, Antimi Vireanu avea o casă de retragere din București, în momentele de tulburare, se retrăgea acolo și se odihnea. Și de aici numele localității Odaia Vlădichi. Așa a rămas în memoria populară. Și atunci am considerat și am propus în 2009 episcopului nostru, preasfințitul Vincențiu, să dea ca protector protoieriei zonei Oltenița, protoierii Oltenița, care are vreo 53 de parohii în subordine administrare, să dea hramul Sfântul Antimi Vireanu, și apoi, fiind catedrala protoieriei, și am considerat că este potrivit să propunem și să acceptăm acest lucru, ca să fie în al treilea hram Sfântul Antimi Vireanu. Așa că vă invit să vedem și mozaicurile foarte frumoase pe care le avem afară, și bineînțeles ar mai fi de adăugat și câteva aspecte privind clopotnița, turnul clopotniță. Așa cum se vede, acoperământul Maicii Domnului, avem pe frontonul clopotniței. Da. Apoi din stradă avem icoana Sfântului Nicolae. Și aici pe fațada bisericii avem cei trei sfinți, Sfântul Nicolae, în dreapta avem pe Sfântul Antimi Vireanu și în stânga pe Sfântul Ierarh Alexandru, în stânga Sfântului Nicolae. Deci este mozaic veritabil de Murano, și care am zis ca să dăinuie peste timp. Era o icoană a Sfântului Nicolae, pictată inițial pe perete, mereu era deteriorată datorită interperiilor, apoi s-a încercat o pictură pe un material metalic, în sensul ca, eu știu, să poată fi ușor dată jos de acolo și repictată din timp, și atunci noi atunci am hotărât ca în 2012 să facem această pictură, care se spune că este nemuritoare, în sensul că rezistă foarte mult peste timp. Avem de asemenea aici și o pictură a interiorului clopotniței. În mod sugestiv avem aici icoana Pantocrator, icoana Mântuitorului Iisus Hristos. Avem cei patru evangheliști, avem rugăciunea din grădina Ghetsimani. Care e? Aici, da. Pentru ca să se sugereze aspectul de rugăciune a incintei spre care omul se îndreaptă. Avem aici una din învierile săvârșite de Mântuitorul Hristos, învierea fiicei lui Iair. Da. Care, eu știu, iată, biserica întrunește acest aspect al conducerii celor adormiți spre veșnicie. Avem aici, în dreapta, Iisus și Samarineanca, și este cunoscut textul din Evanghelia după Ioan, în care Mântuitorul Hristos vorbește despre necesitatea apei celei vii, pe care noi o dobândim prin botezul creștin. Da? Și bineînțeles și având în vedere botezurile care se săvârșesc, botezul care se săvârșește Sfânta Biserică. Și aici în stânga avem nunta din Cana Galilei, care, bineînțeles, cum probabil și intuiți, este legată de consacrarea familiei și unirea spirituală a celor care hotărăsc să fie pentru tot restul vieții împreună. Avem și aici o seamă de sfinți în medalioane, pictați. Și așa cum am spus, putem vedea
icoana Sfântului Nicolae pe fronton. Clopotnița a fost construită mai târziu, după Primul Război Mondial. Sunt trei clopote mari. Contribuția pentru construirea lor a avut-o și prefectura județului Ilfov și primăria Oltenița. Sunt înscriși pe clopote, sunt înscrise numele și primarului de atunci, și a prefectului și, bineînțeles, a preoților slujitori la vremea respectivă. Sunt trei clopote destul de mari, foarte frumoase. Inițial au fost acționate manual, iar mai nou, din 2012, printr-un sistem din acesta performant, în care sunt acționate electric și chiar la un moment dat și prin telecomandă, atunci când ocolim biserica la sărbătorile mari, în Vinerea Mare, la Adorminea Maicii Domnului, se pot acționa și din exterior. Așa cum am spus, sunt multe aspecte frumoase, sunt multe file de istorie și în ceea ce privește biserica noastră, parohia noastră, orașul nostru, și sperăm ca cei care vor afla despre noi din postarea dumneavoastră să ne viziteze. În mod cert, au ce să vadă aici la Oltenița. Sunt multe lucruri pe care le pot descoperi și care se lasă în continuare descoperite și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere cultural, și din toate punctele de vedere. Oltenița este cel mai apropiat port la Dunăre de București și cel mai apropiat oraș, practic, până la urmă, de București. Așa cum am spus și cum am prezentat și înainte, sigur, sunt aspecte frumoase și care merită să le descoperim aici la Oltenița. Doamne ajută!